zilnic auzim în jurul nostru aceeași discuție. Vreau mai întâi să am o carieră, o casă, o mașină și apoi voi face copii. Această tendință de a ne împlini în primul rând din punct de vedere material a dus la apariția unui fenomen mondial, acela al creșterii considerabile a vârstei la care femeile dau naștere primului copil. S-a schimbat acest model de a avea copii, de a avea familie, de ne căsătorim mai târziu, vrem mai târziu să avem copii și ăsta e modelul și eventual doar 1, 2, 3. Nicholas Eberstadt, demograf la American Enterprise Institute din Washington DC, referindu-se la exemplul Japoniei, a susținut că, datorită numărului mic de copii, țara cheltuiește mai puțin pentru educație. William Klein de la Peterson Institute for International Economics din Washington DC susține chiar că mai puțin locuitori ar putea însemna în viitor spații mai ample de locuit, suprafețe de teren arabil pe cap de locuitor mai mari și o calitate mai ridicată a vieții. Cererea de alimente și resurse va scădea, micșorând presiunea la nivelul întregii planete. Având în vedere că fenomenul scăderii populației globale s-a manifestat mai accentuat în ultimii ani, nu se știe deocamdată concret care vor fi efectele pe termen lung.